Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, vizierul bunătăților și dădătorului de viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și bunurile și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, cum ai auzit cu bunătate pe rugăciunile strămoșilor noștri, când chemau mila și ajutorul tău. Fă ca virtuțile strămoșești, credința, dragostea și nădejdea să încălzească inimile tuturor și binecuvintează lucrările aleșilor noștri, ca să fie spre slava ta și spre folosul obștesc al tuturor cetățenilor din municipiul Vatra Dornei, al credinciosului nostru popor român și al tuturor celor care vin în aceste locuri binecuvântate, ca toți să te slăvim pe tine, Dumnezeul cel necuprins cu mintea și închinat în trei ipostasuri, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin. Doamne ajută și mult succes! Mulțumim! Mulțumim, Părinte! Bună ziua și bine ați venit la ședința de astăzi! Dacă sunteți de acord, să dăm cuvântul celor care sunt invitați pentru operativitate, dacă toată lumea este de acord, să ascultăm invitații. Dar, cred că sunt punctuale pentru ordinea de zi. Păi nu știu, dar văd niște persoane invitate și... Da, invitate. Hai să... E vorba de punctul 13, cred că e discutat. Da? Dacă sunt de acord, colege... Păi după ce ascultăm invitații să... Da. Da. Spuneți, vă rog, doamna de lângă ușă, sau doar participați la ședință? Am venit la ședință. Mi-a zis să vin aici la ora 2. Cine v-a zis? V-a zis că ședința asta la ora 2. A, da. Aveți o problemă? Ce vă doare? Da, este pe ordinea de zi, subiectul dumneavoastră pe ordinea de zi. Da. Deci noi nu avem nici mai stăm. Am două nefoate cardiacă sub îngrijirea mea, plus sunt în custodia, am fost 8 ani în cameră, deci mi merg copiii la școală, de ministrie, oameni nu se părinsc. Deci domnul ce mi s-a recomandat, sunt domnul Chirin, când îi spătește, Chirin mi-a dus și am întrebat, vor bani înainte, vor alea, bine că contribuim și noi cu ceva, nu spun că l-așteptăm numai comand, dar deocamdată nu avem nimic, deci noi ce am avut pe noi, cu aia am rămas. Da, noi am prins-o pe ordinea de zi, se discută. Deci nu a venit toată familie, dar trebuie să vină, că am zis că venit de unul din familie, să nu venim aici cu toată durata. Ce bine. Și am zis să ne rezolvi și nouă ceva, deci eu stau de 19 ani acolo în clădirea aia, deci fără nimica. Am tot așteptat, am așteptat, nu mi s-a făcut niciun rezultat, nimica. Eu am știut că clădirea este vechi și să odată și odată se va întâmpla ceva acolo. Da, ideea care... Puterea nu a fost numai din partea noastră. Deci n-am putut să facem nimic. Deci cât am putut să facem și s-au putut în clasă ca să trăim și noi omenești. Da. Da. Noi avem prins pe ordinea de zi, după cum a spus, un ajutor pentru chirii. Da. Îl vom dezbate cu colegii și dacă se va vota, vom aduce la cunoștință despre ce-i vorba. Ca să vedem cum noi suntem pe drum. Trebuie să înțelegeți că nu dispunem de un fond de locuințe care să stea gol și să avem unde să... Ideea este să vă ajutăm prin plata unei chirii. Nu, 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 În regulă.
rugămintea noastră este să ne lăsați să le gândim și pe urmă, după ce avem un rezultat, vom ști ce facem. Da, deci eu când să mai vin la dumneavoastră? Mai este în spate cineva? Ședința și... Da, Cătălin. Da. De mâine, de la prânz, cred că putem sta de vorbă. Da. Da. Dacă vrea să mai ia cineva cuvântul, Cătălin sau... Da. 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 Toată suma. Dar problema este în următor. Domnul Făluță ne denegrează foarte mult. A strigat pe stradă după noi. S-a dus la societate la noi. Ne-a făcut oameni de nimica. Plus copilul. Deci eu concediile mele nu le-am petrecut nici în mare și nici în afară. Ne-am luat al doilea job să-mi pot întreține familia sau ce, să avem ce mânca. Ne-a spus că de unde avem noi bani de mâncare și de benzină, că avem mașină. Noi am lucrat în străinătate. Nu am furat, nu am dat în cap la nimeni, absolut nimic. Nu mi se pare normal ceea ce face el cu noi. Este și o oră. Avem aici și plus ne-a cerut actele de apartament. Să ne dea în judecată. Nu cred că suntem singuri oameni din toată zonei care nu ne-am achitat. Și n-am refuzat niciodată să achităm suma la asociație, doar că n-am putut. Deci, uitați, avem aici actele de pe apartament, plus ne-a pus această hârtie pe dulap, în fața ușii noastre, și ne-a denigrat față de toată lumea, cu ștampila dumnealui personalizată, pentru că pe ștampilele astea alte de la asociație e ștampila societății, da? Cu puiul frumos. Și mai există reclamații la protecția consumatorului. Da, am făcut și la protecția consumatorului. Ăsta e răspunsul. Și am înțeles că... Eu zic că e un subiect care trebuie într-adevăr analizat, dar nu știu dacă azi la câte probleme avem, putem să-l analizăm în momentul ăsta, că e ca o inopinată. Poate că o replică lui domnul Făluță, dacă are ceva de spus acum, dacă zice că într-adevăr s-a greșit un pic din ambele părți și se împacă și de mâine va fi bine, am fi bucuros să auzim și vestea asta. Am primit-o. Dar documente văd că aveți pe numele dumneavoastră și le are și domnul Făluță, că el nu le avea zilele trecute. Noi când, în momentul în care ne-am mutat în apartamentul ăla, de stăm de 21 de ani. Clar că noi am făcut un contract cu asociația de locatari. Dumnealui ar trebui să caute în arhivă, nu? Bun, dacă vechiul administrator nu a vrut să-i prezinte actele, să-i le dea, nu e nicio problemă dacă dumneavoastră îi dați o copie după actul. Ok, după domnul primar, da. Nu era normal ca până în momentul de față doamnei să-i se spune, doamne, nu există contractul respectiv pentru că fostul președinte nu mi l-a dat. Adică să mergi în stradă și să începi să jignești, nu mi se pare un lucru. Nu, logic, aici trebuie corectat comportamentul, dar ați cerut actele și nu vi s-a dat? Da, într-adevăr, mi le-am dat. Ați fost dumneavoastră la noi, la societate. Da, și eu m-am lăsat acolo. Dacă vreți să-mi lăsați să vă vedeți cu mine obiceiul, eu tată, nu am spus să-mi discut. Deci, am cerut de două ori actele de proprietate. Strângeți din două ori, mi-au spus, doamne, la suma astea, eu după 3 luni, după 9 zile, sunt obligat, asociația să fie în judecată. Deci, și ei au spus că, foarte bine, abia aștept. Bine, atunci a prezentat niște documente de proprietate. Îți nu-și dau nimic. Eu m-am interesat și la cadastru, m-am interesat la primărie, din 21 de ani, este numărul declarat pe propria răspundere.
Ei nu au nici la primărie, nici la cadastru și la notariatul în Sâmbănuia, că a fost pe demenția, nu există. Totuși, eu am fost la lunga iunie și m-am interesat, totuși ei au documentul cum o prezentat acum. Era simplu că ei se simplificau dacă prezentau un document. Deci nu era să creeze o stare conflictuală fără sens. Și era simplu, da, nu știu așa. Și mă trimit eu, nu am întâlnit până acum, ca cineva să mă trimite pe mine, dă-mă judecată, că abia aștept. Păi dacă dumneavoastră nu ne-ați înțeles că noi 6 luni de zile, soț, soție, să lucreze la aceeași unitate, să nu iei salariu și eu să-mi iau al doilea job, să am din ce trăi, nu? În numără 17, din 4-a, 3-a, 2000, și aici legea am făcut pe zi clar, după legii. Și pe mine și mă interesează că ai în altă care ați venit din pot din procuror să mă anchetați, doar informații putea să fi prins la doamna Oana. Cu toate informații care vrea să spre asociație. Pentru ce a terminat să sentească o mătră care a sesizare, știți cât de sesizări sunt și cât sunt rezolvată oameni cu probleme grele. Adică doamna asociație a făcut prezidentă și din foarte bine și problema România. Să stăm nebunii și poate nu să ne rezolvăm. Haideți să deblocăm, nu cred că e obiectul ședinței. Am avut ședința de față de 5 și a trebuit pe mine să-i dau actele ca să mă dea judecat. Și mi-am zis, dați-mă judecată dacă primează credeți. Am spus că abia așteaptă de altă de 5. Abia așteaptă să-l dau. Îi dau judecată dacă nu dai acte sau din mâine ești la paușar, fără un document, fără nimic. Ai luat în casă peste mine, a citit apomentul. Eu zic că e un conflict simplu care poate fi aplanat și nu ajută cu nimic. Așa ca să îmbogățim niște avocați sau procurori, e ușor. Dar eu zic că să găsim dornenii înțelegere și să încercăm să fim mai îngăduitori din ambele părți. Păi și primăria lor este o copie de la contractul care l-a luat și eu doresc să copie la contractul din proprietate care l-a luat. Eu nu v-am dat dumneavoastră. Să putem rezolva problemele în mod legal. Nu prin discuții recalcitrante permanent. Este un compartiment în primărie care se ocupă de treaba asta, de asociație. Haideți să discutăm acolo în compartimentul. Avem o comisie lărgită, am făcut comisii noi și pentru urbanism, să vedem construcțiile care nu stau la locul lor, să vedem asociațiile, așa că vom pune la punct cât de repede și vom colabora și cu asociațiile de proprietari și cu ceilalți agenți economici. Și vrem să fie bine și înțelegere la noi în doamne. Găsim-o. Noi nu l-am jignit cum a făcut el de copil. Mi-a spus că suntem oameni de nimica, că suntem în tot felul mi-a făcut. Copilul a lucrat, nu exagerez. Avem marcă și la societate, cum ați venit și ne-ați denigrat, venit la reștiuri umane. Și peste tot, la prieteni. Încercăm să... O să purtăm o discuție cu el, Vă acționam împotriva proprietarului. Domnul cu asociația iau cuvântul la momentul când ajungem, nu? Sau îi dăm la început cuvântul la asociație? Ai citit toate astea. 2506 este pentru, împotrivă, abțineri, deci cu majoritate s-a aprobat. Supunem la vot ordinea de zi de astăzi, dacă sunteți cu suplimentarea unui punct. Care e punctul suplimentar? Este vorba. Și retragem punctul 6 de pe ordinea de zi, suplimentăm cu punctul privind aprobarea cofinanțării la lucrările de intervenție la rețeaua de distribuție a agentului termic. Deci, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă rog să trecem la ordinea de zi, dacă toată lumea este de acord. Primul proiect... Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul 2 al anului 2017. Discuții. Dacă nu sunt discuții, putem cere avizul pe comisie? La revedere! La revedere! Comisia Economică. Comisia Juridică. Nu-i domnul Luș, ține-o favorabil. Comisia de Sănătate și Cultură. Da. Trecem la votul în plen. Cine este pentru proiectul numărul 1? Împotrivă? Abțineri?
Deci cu majoritate a trecut. Proiect de hotărâre numărul 2 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, precum și a programului anual de investiții pentru anul 2017. Da, oh. Da. Vreau să vin aici cu o mică completare, pentru că avem o veste bună pentru Dorneni și majoritatea o știu, că avem un proiect prin POR aprobat cu Loazirul, deci cele două terenuri de sport, cu completările care sunt în jurul lui. Mai avem o veste bună pentru Dorneni, că am avut licitația cu un buldoescavator și cu o mașină de măturat, automată, performantă. Și pentru că deja s-a încheiat ofertele, vrem să trecem să dăm un avans pentru aceste două comenzi, pentru a putea fi făcute cât mai la timp să ne folosim de ele. Și din banii care au fost dirijați pentru drumuri cu aluniș crinului și sensul cu unic și celelalte lucrări, vrem să retragem 100 de mii să avem pentru bani la aceste două utilaje. Pentru că abia ieri a apărut ultima știre că suntem deja cu ofertele depuse, trebuie să înțelegem și să profităm de această veste bună, zic eu, pentru Dorneni, ca să putem trece la o performanță în igienizarea orașului și lucrările care mai le avem foarte multe și nevoie de buldoescavator. Deci 100 de mii să o trecem împreună, știe compartimentul de specialitate, să o punem pentru aceste utilaje ca avans. Asta îl prindem ca și amendament? Da, va fi, da? La rectificarea bugetului de cheltuieli să trag 100 de mii de la ce a spus domnul primar. Da. Pentru că nu se va reuși în iarna asta, în toamna asta să facă lucrarea, încă procedura de achiziții în desfășurare. 100 de mii luăm de la capitolul ăsta și punem la avans pentru utilaj. Am înțeles. Deci, nu ne putem apuca anul ăsta de lucrări. După cum știți, inclusiv PNDL-ul are o procedură de contractare care e de durată. Avem aceste trei proiecte care sunt aprobate prin PNDL, liceul, școala 1 și grădinița de pe Chilia. Avem deja contractat cu proiectantul reabilitarea proiectelor, că astea sunt proiecte din 2007 care au fost blocate și acum ni s-au dat voie să le deblocăm și cu o nouă lucrare făcută de proiectant să le putem băga în activitate și să contractăm. Nu. Suntem în grafic. Până pe 30 octombrie. Suntem, da, în grafic. Ne încadrăm, da, și mergem liniștit înainte. Dar au fost prevăzuți. Avem cofinanțări prevăzute. Păi tocmai o să ne ceară proiectele ca să ne ajute și noi lucrăm deja la proiecte, am dat drumul la lucrări. Nu, nu are nicio legătură, nu se cere la depunere. Nu se cere să... Exact, trebuie să ai prevederi bugetare în momentul în care trebuie să vii tu cu partea ta. Nu. Nu se cere prevederi bugetare pentru... Iar aici, în cel mai nefericit caz, ne dă voie pentru cofinanțări să și împrumutăm, chiar dacă suntem cu grad de îndatorare mare. Dacă nu mai sunt discuții, trecem la votul pe comisii. Comisia Economică. Dar s-a votat, nu? S-a votat. Doar avizul. Favorabil. Comisia de Urbanism, aviz favorabil. Comisia Juridică, tot aviz favorabil. La votul în plen. Cine este pentru proiectul numărul 2 cu amendamentul propus de domnul primar? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Două abțineri. Trei abțineri? Trei abțineri. Da. Nu mai era asta. Da. Automatizarea, da, la măturat, da, nu le place. Da.
Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei. Discuții pe această temă. Ni spune compartimentul de specialitate. Da. Și-au plătit datorii, le-au certificat fiscal, nu? Deci toată... Da, urmează, nu? Da. Da. Dar cred că, domnul președinte, da. Cu același... Păi să ajungem la punctul lor sau... Da. În cei care au fost, la. Da, să-i explicăm? Da. Haideți, dacă sunteți de acord, să dăm cuvântul și la ceilalți... Domni care au venit de pe strada Oborului 5. Da. Nu? Cu aceeași problemă, nu? Tot cu incendiu. Da. Da. Le-am spus și la colegii dumneavoastră, se discută. Da, am vorbit și mai fost locatar de la Oborului numărul 5. Știți și v-am spus că nu se poate raporta clădirea pentru că apare demolată. Noi, în ședința de astăzi, avem un punct pe ordinea de zi cu plata... un ajutor pe un an de zile plata la chirie. Altă soluție deocamdată... Nu, domnul Vici, pentru că noi avem mobilii. Într-o cameră am mobilii pentru trei camere. S-o car la o chirie, de la o chirie în altă parte, nu pot. Dar trebuie să înțelegeți că trebuie să înțelegeți un singur lucru. Nu avem, a zis, un bloc ca să ținem gol. Deci este soluția cea mai rapidă și singura care putem oferi la momentul actual. Ori ne dat o coceabă undeva să stăm, ori am vorbit cu domnul Puiu să ne ajute cu o lumină pe triplă, ca să putem trăi o lună, două, trei, iar la dar aveți voi, vă dați seama, eu lumina care am avut-o, lumina. Eu n-am avut ce așa cu vecina, când mă rezultă pe stropit, când au fost azi lumina în oraș, la mine și la restaurantul Cadi. Și partea asta altă la Secovel nu era lumină, dar la vecinii, la dulap, la toți, era. Eu sunt separată cu lumina de ei. Și la mine nu a fost problemă niciodată cu lumina. Problema se pune altfel, cum am explicat și colegilor dumneavoastră. Ne pare rău că n-ați venit deodată. Că așa era frumos să fiți o echipă și ați fost împreună atâția ani împreună. Deci, doamna... Rodica, care a fost aici, au stat de 19 ani acolo. Cred că și dumneavoastră sunteți pe aproape, printre cei mai vechi. Așa. Deci, un lucru care nu se poate realiza ca să mai dăm curent la o clădire care nu există. Deci asta este clară și sigură. Că vom încerca să cătăm niște locuințe urgente noi, să ne interesăm pentru dumneavoastră, e posibil dacă nu puteți să le găsiți și vă oferim niște bani de chirie. Dar astea sunt lucruri care le vom negocia în direct, acolo la birou, nu în ședința de Consiliu. Cel mult, dacă o mai dezbate o dată în Consiliu, să apară ceva nou. Însă acum avem punctele care sunt stabilite pentru Consiliu, le discutăm noi, că dacă ar fi să dialoghez cu dumneavoastră și cu cei care sunt încă 34 total de la Oborului 5, ar însemna să pierdem ziua de azi total, cel puțin. Nu, nu fi nintez, deci eu smogă la copiii care sunt toți. Da, dar v-am zis, dialogul nu are ce fi prelungit. Situația e de așa natură că nu putem de alege. Acolo construcția aia trebuie să dispară. Vrând nevrând. Acolo nu putem, că nu găsim o soluție pentru o familie sau pentru persoană. Acolo soluție unitară pentru toți locatarii. Păi logic. Da. Discriminatorul. Dar nu facem discriminatorul. Dar există, este clar și hotărât că atunci trebuie găsit o soluție și relocăm oamenii în alt dispară. Am zis, până găsit, până un alta, să luăm de la domnul Puri prin triplu. Nu-și asumă nimeni. Da. Cine face asta? Deci, cei de la ISU care au venit și au constatat consecințele incendiului au interzis racordarea la energie electrică. Deci și nu toată se poate. Lumea știe curentul privă și numai o singură dată. Deci nu ne putem juca cu curentul. Da. Suntem de partea dumneavoastră, vrem să vă ajutăm. De aceea avem subiectul astăzi. Da. Mulțumim. Chirii nu putem pleca, da, nu avem cum. Că avem multe lucruri și nu putem să ne ducem într-o casă cu atâtea mari de lucruri și restul să rămână afară. Ori îmi dați o căsuță ca să știu cum fac o colibă și pun toate lucrurile acolo,
Ori, la altă parte stau acolo studenții. Da, dar vă puteți găsi, dacă vă găsiți dumneavoastră undeva... Am găsit din mult. Și când vine la doamna Sama, asta mai spus noi acum, că noi vă asigurăm o parte din chirii, dar dumneavoastră vă găsiți un apartament sau ce vă găsiți două, trei camere, primăria, noi asta urmează să facem. Să vă dăm o sumă de bani în care să vă ajutăm cu chiria, dar trebuie să vă interesați și dumneavoastră. Ne-am interesat. Și v-ați găsit cu o Sunt două camere la roșu pe care putem să vă ajutăm cu ele. Dar tot cu chestii... Tot temporar, sigur că da. Situația e de așa natură. Dacă am avea locuri sau apartamente sau camere, nu le-am ține închise să nu le dăm. Deci v-am mai explicat asta de nu știu câte ori. Singura soluție pe care o putem găsi și în termen scurt este să vă ajutăm cu o sumă de bani. Altceva deocamdată nu putem face. De raportat la curent da, este... Da, găsiți o chirie cu mai multe camere, să poți mânca și copii și lucruri. Păi uitați, sunt deja două familii care și-au găsit de acolo. Da. Sunt două familii care și-au găsit chirie. Care două familii? Păi chiar camera unei a luat foc. Păi și mai e și doamna Laura. Doamna Laura asta e acolo de ceia la domnul Puti, dacă vrei să vă interesați. Da, mă rog. Da. Revenim la ordinea de zi. Da. Avizul... Noi suntem mai bună casa acolo, nu care plecare. Avizul Comisiei de Urbanism este favorabil. Supunem în plen punctul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, deci cu majoritate. 3. Punctul numărul 4. Da. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de 1/2 în suprafață 34,5 metri pătrați, aferenți locuinței proprietate personală, precum și a suprafeței 26 metri pătrați, teren situat în strada Lucian Blaga, numărul 8, în vecinătatea locuinței proprietate personală, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Cosoi Vasilica și cu Cerca Petrescu Veronica. Dacă sunt discuții... Da, s-a avizat în comisie. Comisia de Urbanism are aviz favorabil, Comisia Juridică aviz favorabil. Supunem la vot în plen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci cu majoritate trecut proiectul. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 580 metri pătrați, teren proprietate privată a municipiului Vatra Dornei, aferent curții, situat în strada Negreș numărul 51, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Niță Leon Romeo, proprietarul construcției. Tot așa, discuții dacă sunt. Comisia Economică. Comisia de Urbanism aviz favorabil. Comisia Juridică la fel aviz favorabil. Supunem proiectul la vot în plen. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, deci cu majoritate. Proiectul numărul 6 a fost retras. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior și exploatarea masei lemnoase la platforma primară din partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei. Discuții. Am avut discuții și în comisie, dacă... Fac o propunere ca masa de masă care este gestionată pentru celuloză, să nu putem, să nu valorificăm, să nu vinim din această economie și să o folosim în ascendarea fermă. Da. Cu 60 de metri cubi, da. Să fie folosită, să fie... Chiar am discutat asta în comisie, da. Ca să... Da. Mai suplimentăm la centrala noastră. Dacă mai sunt discuții? Dacă nu, supunem avizării comisiilor, Comisia Economică, Comisia Juridică, favorabilă, Comisia de Urbanism, aviz favorabil. Supunem... le-am stabilit în comisie, le spunem, domnul inginer, dacă vreți să ne spuneți prețurile care le-am stabilit. 320. Da, 20. 180. Da. Stabilite. Dacă ați revenit la subiectul ăsta, vreau să spun și eu câteva vorbe. La cererile care le avem pentru lemnul de foc, pentru populație, sunt aproape 400 de persoane care cer 10 metri și foarte multe
n-au apucat să vină cu cereri, pentru că s-a depășit cu mult cota de posibilitate a UAT-ului Dorna. Din discuțiile avute cu regia silvică și cu garda forestieră, ni s-a propus să luăm legătura cu cel mai mare ocol care aparține de unitatea administrativ-teritorială a noastră. În verificările făcute, apărea ocolul silvic de la Arhiepiscopia Sucevii și Rădăuților. Trebuie să știe cetățenii că acolo sunt deja probleme și vor să retragă regia din nou către dumnealor la stat pădurile de la biserici și mănăstiri. Și asta înseamnă că va fi o debusolare totală pentru lemnul de foc. O să încercăm, noi am trimis adresele la toate ocoalele silvice cu listele celor care au făcut cererile, dar 100% nu vor fi cantitățile necesare. Din câte aud în discuțiile cu ocoalele silvice, pe țară sunt 4 milioane de metri ceruți pentru încălzire de către persoanele fizice. Asta înseamnă o treime din cantitatea care se exploatează. Iar noi, pentru centrală, avem și noi nevoie de câteva mii de metri, ceea ce nici nu se discută cu lemnul de celuloză și chiar cu lemnul de foc să ne apropiem de el. Va fi o iarnă foarte grea, va fi o situație foarte dificilă și de aceea trebuie să ne gospodărim din timp și să vedem cum procedăm, inclusiv cu aprovizionarea pentru iarna care urmează. O să stăm de vorbă, dar sigur vor avea multe persoane probleme cu încălzirea, mai ales că după regulamentul noului cod silvic, cu prioritate într-adevăr se dă către persoana fizică, dar noi avem școli, grădinițe, spitale, instituții care trebuie încălzite tot pe varianta lemnului de foc. O să analizăm și o să vedem ce hotărâri vom mai lua. Da, avizul comisiilor. Comisia Economică, domnul Vasile. Comisia de Urbanism favorabil, Comisia Juridică favorabil. Supunem proiectul la votul în plen. Cine este pentru? Cu amendamentele de preț, da. Împotrivă? Abțineri? Deci cu majoritatea a trecut proiectul. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării prețului local la energia termică furnizată în sistem centralizat de către Primăria Municipiului Vatra Dornei. Avem și invitații de la asociații. Bănuiesc că o să dorească să ia cuvântul. E legat de subiect. Dăm cuvântul de la asociația numărul 1. Avem. Cine e domnul? Da, și doamnă. Da. Da, dar haideți să-l discutăm, da. Dacă tot, da, că sunt legate una de alta. Și prețul și reabilitarea. Noi l-avem la ultimul punct, da? Îl putem discuta. Deci, din cauza instalațiilor foarte vechi, deci și foarte multe coloane, există diferențe foarte mari între aparatul de branșamente și suma aparatelor de la proprietate. Deci este aproape dublu sau chiar triplu diferență, pe care proprietarii nu pot să suporte. Deci nici cum nu vor putea suporta cota emisiză și cota țepi. Și care-i propunerea? Să tragă coloană pe casa scării, nu? Da. Și să se pună aparatele de măsură pe casa scării. Da, ce mi se pare mai, da. Mi se pare și mie varianta. Deci se va și momentul exact. În care ei nu vor achita. Noi asta am propus-o în multe ședințe, că e modul cel mai transparent de a contoriza energia. Singura chestie, aveți acordul tuturor. Am înțeles că trebuie. Avem locuri unde nu există subsol tehnic și sunt pe afară, prin pământ, unde există pierdere foarte mare. Da, se elimină suspiciunea că cineva ar lua ilegal. Așa, da, pe casa scării cel mai transparent. O singură coloană, deci, sau două, da, să da. Zicem, maxim, într-o casă, accesul în apartamente noi nu putem intra. Trebuie să-i anunțăm 5 zile înainte. În 5 zile, dacă sunt furturi, da. Nu-i oprim de niciodată.
Corect. Mi se pare și mie formula cea mai corectă. Da. Altcineva. S-au făcut, da. Da, da, el pe rețea, da, îi trebuie cuvântul, că trebuie să argumentezi schimbarea prețului, da. Da, avem și directorul de la centrală, cred că și el poate să-și spună punctul de vedere. Da, în primul rând este clar că credeți necesar să vorbim și măsuri, pentru că pierderile sunt destul de mari. Mai mari decât consumul, da. Nu neapărat mai mari decât consumul, dar oricum sunt foarte mari. Păi pe anumite scări așa e. Da. Da. O să încercăm acum să accesăm niște fonduri printr-un program guvernamental deocamdată, programul de termoficare 2006-2020. Am luat documentația, lucrăm la dosar, sperăm să obținem niște bani, pentru că noi vom să facem 6 scări, e o problemă destul de mare în tot orașul. Adică va trebui, în momentul în care accesăm fondurile, reușim să ne ocupăm și de rețea, și de scări și de mai multe probleme în același timp. Dar în fiecare an, dacă facem câteva scări, dăm și exemplu la ceilalți locatari, că nu mai sunt pierderile. Eu cred că e un punct de plecare. E o investiție importantă și presupune proiecte, avizări, în sfârșit, destul de complicat, nici în cazul nu vor reuși anul ăsta. Sperăm la anul să intrăm în posesie fondurilor și să ne apucăm și de treaba asta. Tu vorbești, da, proiectul vostru care l-aveți, dar noi am solicitat aici pentru o hotărâre să aprobăm o cofinanțare la lucrările de intervenție, poate chiar de anul acesta, nu, domn primar? Da, asta era, da. Și da. Completarea mea. Vreau să adaug lucrul acesta, să alegem scările în care, într-adevăr, diferențele de la gigacalorimetru nostru de la scară are diferențe foarte mari față de cele din interior. Și cu prioritate o să le alegem pe cele care sunt problemele cele mai mari, da. Ridicate, da. Și atunci mai avem o singură lună la dispoziție. Nici într-un caz nu vom reuși să rezolvăm problema asta într-o lună. În octombrie, dacă vremea era bun, s-a dat din nou la căldură și atunci cam asta e. Da, o să o gândim la fața locului și vom merge împreună. Da. Avem un proiect și da. Dăm cuvântul la cei de la Asociația 2, nu? Sau? Nu este. Da. Nu e. Da? Doamna. Hai, în ordine, care dorește? Da. Spuneți, vă rog. Doamna dorește să înscrie doamna Mihaiescu la cuvânt. Este foarte bine venită propunerea de a se face o verificare reală a sistemului de termoficare, dar am rețineri în ceea ce privește obligarea proprietarilor să-și refacă instalația și să aducă aparatul de măsură pe casa scării. În momentul în care s-a făcut contractul de către Asociația de Proprietari cu furnizorul de agent termic, s-au acceptat condițiile existente. Situațiile care apar ulterior intră în obligația noastră ca, să-ți spun un comunicător, ca cei implicați să asigure serviciile în cadrul asociației, să verificăm. Nu s-a spus să primim pe hârtiuță și la telefon consumurile, să cerem verificarea metodologică a aparatelor respective în termenul de garanție stabilit de lege, să rezolvăm problemele care apar, astfel încât să nu aibă amploarea care are. În momentul în care, ani de zile, zeci de ani, se furnizează acel termic, un punct de lucru și se acumulează un debit de 10 miliarde, nu este vinovat nimic. Nu este vinovat pentru că furnizorul a dispus să ofere produsul gratis. Trebuie să fim alături de oameni și rugămintea mea, nu știu dacă are vreo valoare, dar totuși o formulez,
având în vedere că pentru cei care folosesc lemne la încălzire s-au acordat subvenții, rugămintea mea este să încercăm să găsim o variantă prin care să acordăm subvenții și la cei care folosesc agentul termic de la rețeaua orașului, pentru ca să evităm acumularea de debite. Posibilitățile materiale ale oamenilor nu au crescut astfel încât să-și permită să plătească gigacaloria la prețul pe care nu l-a făcut primăria. Și nu a hotărât nimeni. Astea sunt prețurile pieții. În momentul în care la lemne a crescut cu 50% valoarea unui metru cub, categoric că a sărit și prețul. Nu depinde nici de mine, nici de alții. Dacă prețurile au crescut, noi nu am nimeni. Trebuie să încercăm să avem alături de oameni, să ajutăm, să găsim niște strategii, niște metode prin care să reușim să recuperăm debitele. În situația actuală, eu sunt sceptic că se vor putea recupera debitele de la cei care au acumulat 500 de milioane, 600 de milioane, 700 de milioane, se va acumula în an. Eu nu spun că vinovați sunt cei de la BRO, Asociația de Proprietari din Primărie, dar sugerez că ar fi bine dacă s-ar face câte un control în fiecare asociație și s-ar cere justificarea situației existente. În scris, cu semnătură, președinte, comitet executiv, spune domnule tot ce ați făcut ca să nu ajungem cu orașul nostru în situația actuală. Și atunci, dacă punem toți umărul, încercăm să rezolvăm problema. Dar așa, dacă tot dăm vina și la urmă, că știm noi cine e vinovat. Deci, nu este corect. Și atunci, eu consider că ar trebui un pic de implicare, poate că în primărie, nu mă detalii, că eu de obicei nu mă... Și știți, cei care sunteți în oraș, cum m-ați prea văzut toată ziua umblând în pe... Eu stau în banca mea și aștept. Rămâne exemplu următor. Dacă cei care sunt membri de o asociație de proprietari mai au și alte atribuții, deci mai îndeplinesc și alte servicii, este foarte greu ca ei să le poată face pe toate. Și atunci, punem un om sau doi care să fie de o asociație de proprietari, dar care, la sfârșitul lunii, să prezintă un raport de activitate în care se rezulte că activitatea lui a fost benefică și ne-a ajutat să ieșim din problemele cu care ne confruntăm. Acum e bine, caut. Dar dacă vine minus 30 de grade, iese lumea în stradă, ce-am rezolvat? Țipă toți, ce-am rezolvat? Nimic. Dacă încercăm să-i ajutăm de acum, penalitățile sunt reglementate prin lege. Sunt obligatorii. Nu poți să lași un om să adune 4-500 de milioane și el se creadă că așa-i normal. Deci eu vreau să-mi scuzați intervenția, sunt pentru a se găsi modalități de a fi alături de cei care, într-adevăr, nu au. Pentru că în grămada asta de debitori sunt și persoane care au posibilitate să plătească. Dar spun, n-am venit, domnule, dar să vină peste un an. Și atunci, nu din chestionat, nu te întrebă. Cei care trebuie să asistat social, n-ar fi rău, este o părere, nu trebuie să o luați în considerare, ajutorul social pe care primăria îl dă, dați-l direct acolo unde sunt debite, pentru că ajutați la funcționarea sistemului. Dar nu avem bârtie. De la ajutorul social, când intră mie în asociație, no, pentru Grigoraș, care are 150 milioane datorii și stă la bloc la tot verde, eu banii ăia îi dau, am dat. Asta e 100 de milioane serviciul de ADP să cumpere lume bună. Dar trebuie să recupereze o groază de bani de la chiriașii primării în gata lor. Și mulți au contracte nerenuite din 2013. Aici îmi dați voie ca să intervin. Îmi dați voie să intervin. Sunt acte adiționale la fiecare contract. Eu nu contest, vreau să mă scuzați că vă opresc. Eu nu contest faptul că dumneavoastră ulterior ați făcut acte adiționale, modificări. Nu ulterior. Nu ulterior. Nu am primit
Deci nu, nu am primit nimic. Eu nu știu precis în apartamentul X dacă locuiește Ion sau Vasile. Probabil, probabil nu ați primit, poate este o scăpare și a noastră, dar, dar ceea ce vreau să vă rog este să faceți o precizare la ce vă referiți la biroul asociației. Stimate domnule, eu toate materialele care le fac, de fapt către domnul consilier și acum aveți două materiale și le fac către primărie, cu respect în atenția domnului primar, care singur nu va putea să ducă o așa. Poate să fie gospodarul gospodarilor, nu poate singur. Trebuie să fim toți alături. Pentru că așa gândesc eu și așa sunt eu. Și mai ales alături de oamenii care nu au posibilități materiale. Care nu au cu adevărat, dar pentru asta avem biroul social în primărie, care ia fiecare dosar și le analizează. Nu-l putem opri integral. Cred că doar o treime sau cât avem voi, nu? Da. Nu, dar pe ajutor social nu poți. Nu faci așa impunere, nu? Da. Îl mutăm în altă parte. Găsim o soluție. Da. Eu ceea ce vreau să vă promit, că ori de câte ori voi fi solicitate, indiferent de oră, de nu de aceasta, n-am aceasta. Ori de câte ori mi-am solicitat, ori de câte ori mi se va cere să fac ceva, voi răspunde de exemplu. Da. Vă rog cu respect. Nu că ăla e nepotul nu știu care și verișorul nu știu cum. Vă rog cu respect să încercăm să fim intransigenți, vertical, ca să putem, să știți că e o problemă foarte grea. Păi, numai asociația mea trebuie să dea 800 de milioane la DRB. Păi nu le dau, ia mă, pentru că trebuie să recuperez banii ăștia de la chiria și primărie. Pentru că n-a recuperat banii, cum să dau? Dați-mi aia de 800 de milioane și eu le depun la DRB. Deci, nu vreau să se supere nimeni. Deci, trebuie să încercăm, vă sunt alături, stau prezentă non-stop, ziua noastră, mergem în fiecare casă, mergem la fiecare om în parte, dați-ne reprezentant al primăriei și încercăm să găsim soluții, să ajutăm oamenii. Și încă o dată vă rog, faceți ceva și nu renunțați la subvenție pentru agentul termic. Pentru că dacă crește valoarea la gigacalorie, va fi, intrăm în blocaj, în imposibilitate de plată, oamenii nu vor avea. Mai mult de 50% care stau în spații de astea blocuri, nu au posibilități materiale. Da. Și atunci trebuie cumva să încercăm variante. Mulțumim. Mai aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumim. Să rămână. Domnul Făluță, dacă vreți să luați da. Cuvântul. Deci problema care a ajuns la asociația 1 și la asociația 4, deci ele sunt comune la toate asociațiile. Deci este adevărat ce spune că 50% din personal stau ca în depouri. Când fi oameni, fără medicamente, stai și plângi mie la și ia să și să ia. N-ai greșit. Eu nu mă refer la unii care creează un conflict, ele e o avalanșă de intimidare, reclamații și amenințe, când s-au ajuns când se recuperează lucrurilor, s-au ajuns la declanșă. Și atunci, când au venit declanșă, au început o adevărată spunare și regizet pentru a intimida. Se inflamează spiritele, da. Ar putea să iei măsurile legale de lipsa documentelor. Păi dacă nu ai un document după care să aplici legea, nu poți să pleca legea. Deci banala aia, somație, nu poți să o dai, dar nu știi cine e proprietar. Că somația aia se dă la proprietar, că se e complet că e proprietar. Deci nu mai spui să dăm plecată, că noi ne jucăm de-a judecata, recuperăm. Și când s-au ajuns, că era singura, și am văzut că au dat roanii, problema asta cu deranjări, de aici au început toată lumea să plătească masă. Chiar am rămas cu acest lucru. Da. Chiar și respectivă care a, deci, s-o găsit bani. De branșării da. Au luat o astfel de atitudine. Ca el nici, a fost cei mai cu prieteni. Dar prietenii până la bani. Că cel mai cu prieteni am fost acolo, dar nu am avut probleme de scutorul. Canalizări, scurge, de acolo, împreună, am avut o echipă cu el. Dar când e bună de branșări și au luat o atitudine ostilă,
Stai, te uiți ca prostul. Nu știi ce să spui și să faci. Adică ce e fermin? Am domnul colonial Budin, care am aici luat, că s-au făcut o legătură cu acea tutiene. Uite, domnul colonial a avut aliții. Uite, are toate documente, am dat un exemplu, care cu dosar. Contrarii vânzare cu plănarii, cu letinii soții, de la cadastru. Deci un om care nu e frică de nimic și nu are ce ascunde și nu se teme de nimic. Plănitele este cu nimic. Deci nu am dat documente care se cere în cadrul legii. Că legea spune aici toate documente. Da, domnul Făruț, vă înțelegem. Ideea era să știm un pic ce grad de încasare avem. La noi, chiar în respectiva care a fost biliarea sigur de debitul cel mai mare, de 27.800 de lei, chiar astăzi, nu e ultima sumă, mai are 280-180 da. Debitul principal s-a achitat. Dar nu prezintă documentele și din cauza lipsei documentelor care s-a fi legea, că e ușor, asimilează datorii foarte mari, pe costul foarte mult și în câteva luni, când dă drumul la contură, să faci iar solidaritate și plătit. Dar sunt oameni simpli care nu pot plăti, care vrei de milă, vrei să-i adus mai puțin, îți pierde bani la contură și piese smiți din 7400, 700. Să ai fiu într-o zi, cu știu că țăsoare stații care au bani, sunt joară. Și mie nu mă interesează care mașini, când le-au plătit patronul, contract avem încheiat cu toată lumea? Nu cu toată lumea, că eu sunt în curs de rezolvarea contractelor și de care și ești. Da. Eu tot nu renunț la cei care nu au documente, au dus asociații, eu tot le duc, deci, intervenț să da. Suntem la așa. Dă-le, chiar dacă ai plătit suma respectivă. Nu ai prezentat documente ca eu să pot o condiții să aplic legea, uite de branșă, înseamnă că nu vrei să faci contractul respectiv, nu-ți trebuie căldură, nu-ți trebuie apă caldă, noi cu plătire, nu știu cine e proprietar acolo, că tot cam am să tot mai la munca minte, a fost un proprietar care a fost rău vândut de 20 de ani, 20 de ani în tine, și atunci, doamne, într-adevăr, o scălor le-a vândut apartamentul, ei doi au semnat, pe care nu se găsește nicio urmă. Aici nu ești o declarație, pe propria spune, care și e banală, care nu poate să fie un document. Da. Eu am fost să te văd că eu sunt doar la făcut documente. L-am notariat în Dorna, deci iau documentele toate. Da, domnul Făluț, ăsta e un caz singular. E un caz da. Singular, deci da. Eu n-am avut. Exact. Da. Dar acum, la fel, am zis să spală familia, tot asociația. Dar câte să acum, sau dacă este toate, cât am dat o confuzie. Că ar trebui din partea primăriei cineva să fie mai aproape, dar de tot să... Da, trebuie verificate, da. Și probleme se rezolve. Hai ce zic eu. Da. Și nu putem face... Nu avem pârghile. Clar. Nu putem face așa. Nu suntem abilitați pentru treaba asta. Da. Este singurare, să înțeleg, dar este singurare. Nu putem lua. Da. Și mă interesează de asumit. Care sunt prieteni totale? Când au luat care sunt probleme? V-au spus că sunt prieteni. Da. Prieteni ca să nu știu ce. Da. Astea sunt punctuale. Stați-mă un pic să ne înscriem pe rând la cuvânt, da. Da. Domnul primar vrea să ia cuvântul, dacă îi dați voi... Fac o mică completare și pe urmă mai puneți dumneavoastră întrebări. Noi am avut o comisie care ținea legătura cu asociațiile de proprietari și cât de cât mai rezolva unele reclamații sau discuții. Era domnul Cătălin Dudici, doamna Oana Gruia și cu domnul Ardelean. E, acum am... da dispoziție să mărească această comisie din care îți facă parte inclusiv domnul director de la centrala termică și vom avea încă și un polițist local și să avem timp să mergem să vedem și să verificăm asociațiile de proprietari în cazul în care nu își achită datoriile. Din bilanțul care s-a făcut în ultimii ani avem la asociații, de fapt la total procent de plată, recuperare așa a sumei. În 2015 avem 85%, în 2016 92%, iar în 2017 până la finalul lunii în curs avem 82%. Deci avem șanse să mergem cu recuperare de 100% în anii actuali. Problema este, care a ridicat și doamna Mihaiescu, ce ne facem cu datoriile vechi unde sunt la câțiva oameni care nu au puterea de plată?
Și acolo va fi o durere mai mare. Că cei care vor avea bani, asta 100% vom strânge șurubul până când îi vom scoate de la ei. Dar sunt persoane care nu au bani. Ca să vedem, ca să rezolvăm problema generală, trebuie să vedem datoriile astea de 10-12% de ani, ca să avem la persoane și făcut o analiză clar care au posibilitatea și care nu au posibilitatea care să le-au plată. Și atunci trebuie să vedem exact care este situația și putem lua o decizie. Procentul ăsta de bine încasare este tipic la toate ea, adică unui furnizor este o companie de stat sau unui majoritar este primăria sau așa. Dacă era un primat, îl executa imediat, da. Da. Pe loc și nu se mai întâmplă ceva. Da. Păi cum e la curent și la apă? Dacă la, exact. Problema fizică. De asta mi se pare soluția bună cu branșamentul pe hol. Da. 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 Pierderile sunt de mai multe feluri. Da? Total pierderile. Noi vedem care sunt. Păstați din ceea ce produci și ceea ce tot în univers va curești. Exact asta ar fi un procent de 80%. Da? Deci noi lucrăm în minus. Problema nu, problema este următoarea. Da. Noi randament 80% bun. Nu sigur. Lei, da? Și am încasat 80 de lei. Da. La pierderea asta de 18 lei, să dau și pierderile tehnologice. Da, pierderile tehnologice. Care sunt separate. Da, aici care s-a bun. Da, care fiți se bun. Care, dacă vreau de 30%. Aceeași procent ca într-o care sunt noi altul. Cu 30%, 70% încasăm din ceea ce producem, nu? Cam acolo ar fi multul. Cu tot, da. Cu pierderi, cu tot. Da. 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 Pentru ceea ce plătim toți, o suportă primăria. Da. Deci se lucrează în direcția asta, cu Avitecu, nu? Da. Să vedeți banii ăștia care da. Cât schimb adevărat împreună cu serviciul social în jurării, cât schimb la persoane care nu au posibilități, să vedem cum îi putem ajuta pe ăștia, putem face o servire de Consiliu și nu mai avem 100 de familii, poftim, că au un da. 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 Și după... Și cu prioritate, cred că va fi asta, asamblarea gigacalorimetrilor pe casa scărilor. Cel care nu plătește să putem acționa fără voia lui. Se ia agent termic la cel care nu vrea să respecte această condiție a furnizorului. Și eu, dacă vreau agent termic, îmi plătesc și îmi scot instalația pe coridor. Corect. Unde sunt? Da. Mai vreau să vin cu o completare, că în cazul celei mai mari știm cu toții sunt la Asociația 1. Cred că și pe motivul că numărul este prea mare de apartamente care e la o singură asociație. Avem 1200 și de apartamente și care cred că eu trebuie să le împărțim în
perioada următoare. Vom face, ne vom strădui, vom încerca cu planșamente pe Casa Scărilor, dar eu cred că trebuie împărțit această asociație. Alea primele ar trebui luat o hotărâre. Exact. Da. Trebuie lăsați doar cu apă rece. Da. Nu, discuția este în felul următor. Marea majoritate, ponderea mare a datoriilor și datoriilor istorice vin la Asociația 1 și nu zic, a fost păstorită rău. Trebuie să recunoaștem chestia asta. Da. Vorbim despre realitate. Sunt istorice. Da. Exact ce vă spuneam. Da. Le-ați preluat, le-ați preluat și dumneavoastră. Ideea care? Asociația 2 sunt câțiva datornici, la Asociația 4 sunt câțiva. La Asociația 7 intervin eu, că văd că nu este domnul 7. Frate mi-a spus că va lipsi astăzi și dacă nu se încadrează, n-ajunge la ședință. Într-adevăr, avea probleme, dar în schimb n-are probleme la asociație. Deci le-a coordonat de ani în urmă, am discutat cu dumnealui cum de-a reușit. El face o comparativă, să vadă cât o consuma familia aia în 2012, cât o consumat în 2014, cât în 2017 și le are sub control. Dar ca să se ridice norul ăsta de ceață, aș vrea să rog pe Oana să ne spună care e ponderea la datorii, adică cât e asociația unul din celelalte și atunci ne dăm seama clar de unde e problema. Că nu e nici de la primărie și nu suntem nici dumneavoastră de vină. Așa au fost condus asociația, adică prost. 50 vorbim din total datorii, inclusiv persoane fizice și juridice, nu? Da. 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 Da, haideți să revenim la ordinea de zi. Da. Nu, 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 da. Da. Sorin, poftim. Mișu, lasă-și pe Sorin care o intervenție. Sorin, da, Sorin. La sfârșitul raportului este pus exact pierderea în Excel. Nu poate declanșa în interiorul apartamentului activitatea după o lege pe care eu am obligația să o respect. Dacă nu respect, răspund începând de la biroul asociației și până la instanță. Răspund în fața celor care au dreptul să mă întrebe de ce. De ce, doamnă, nu s-a rezolvat problema asta? De ce s-a ajuns la oameni care au 500 de milioane de datorii? De ce? Pentru că în perioada respectivă am fost angajat și am fost angajat. Dar dacă președinții au plecat, așa cum a spus și doamna, au plecat președinții, au plecat administrația, așa nu mai știe nimeni nimic. Au rămas pe urmă. Nu nimeni nimic de la nimeni. Cei care sunt de acum ce sunt? Deci da. Sunt situații confuze. Da, mulțumim. Sorin, aveai. Da. Da. Vă invit astăzi, deci sunt de acord cu mărirea aici și ca să vreți să susține mărirea. Nu, nu. Nu, nu, veniți să discutăm. Nu, no. Sorin, no. Sorin, Sorin, da. Nu. Stai așa un pic, nu confundăm lucrurile. Domnul a venit pentru a se da a spune exact care e procedura de recuperare, ce datorii sunt. Informăm, i-am informat și în ședințele anterioare despre faptul că va crește prețul la gigacalorie și am vrut să fie prezent în ședința aici și să vă spună și ei care sunt problemele din asociație, să auziți din gura dumnealor, nu de la noi. Eu încerc să spun acum, problema datoriilor, altceva. Dar nu sunt datoriile datoriilor, nu sunt bani, au fost izvor. Și atunci trebuie să crească prețul, nu. La giga să poată trăi... Dacă îmi dați voie, vă contrazic. Sorin, Sorin. Dacă îți iei ce nu la nu, dar suntem într-o eroare totală. Deci vorbim...
Deci nu, Sorin, ascultați-mă două secunde. Ca să vedeți de ce se mărește prețul până la urmă. Că prețul ăsta de 272 care au fost după aia s-a redus la 220. Da, uite să spun încă o dată. Da. 270 va fi la populație. Sorin, dați-mi voie să citesc. Până în 2018 s-a dublat prețul la toată materia primă. Cum adică? Dar lucrăm la chestia asta, am avut 3 ședințe în ultima perioadă, vă pot confirma domnul președinte, am avut 3 ședințe de recuperare a debitelor, într-un fel sau altul. Vă pot confirma președinte de asociație. Da. Cum să debranșez și cum să intru în casa unui om dacă eu nu deschid ușa? Dacă nu deschid ușa. Da. Păi asta încercăm să facem acum, exact. Nu se pot face peste noapte lucrurile astea. Da, Sorin, o faci? Păi nu, mai este varianta să tăiem scara de bloc complet. Da. Mai avem și varianta asta. Sorin. A crescut? S-a scumpit. Da. Să discutăm care este problema, să identificăm cu adevărat care este problema cu acumulată această datorie. Vedem dacă sunt cadruri sociale, să nu dăm subvenții la toată lumea. Exact. Punctual. Da. Categoriile vulnerabile. Da. Da, 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 exact, da, de obicei, plătesc, da. Rezultatul exercițiului, deci aici este vorba de la comunitate economică, în care rezultatul exercițiului spune că gigacaloria de noi produsă cu pieții pe lucrurile costate este independent datorii. Asta e într-un altceva, Varia sunt cuantificați în cadrul rezultatului și sunt ca sume neîncasate, sunt prinse, deci nu are nimic influențează. Dacă primim de aia 10 miliarde, nu scade prețul și pe calorii. Da, putem face investiții de aia 10. Da. Putem valorizea ce mai exact. Da. Realitatea este cea mai importantă. Nu este așa, nu este așa. Dacă să evităm luarea de genul care n-a luat la nimic, care este să identificăm care sunt care nu sunt mici care nu sunt. Dar acum 90, nu, la Suceava. Vă rog să înțelegeți ce spuneți. Stocul actual, cu toate eforturile depuse, cu toată mărirea de șerți, ne ajunge pe 2 luni. Ne rugăm la Dumnezeu să nu fie frică. Dacă începem din nou, că am trecut să furnizăm energie termică, în lună de la 5 octombrie, că s-a întâmplat în trebune, va ajunge materia primă, inclusiv cu aprovizionarea peste septembrie și zice jumătate de octombrie, pe 2 luni jumătate. O să ajungem într-o situație total neplăcută, să oprim centrala în decembrie. Și atunci o să vedem, dacă mai avem ce anul trecut, ce se va întâmpla, mai avem 3 luni de an. Și vă spun că nu avem nicio sursă. Recuperarea datoriilor este ok, dar chiar dacă am recuperat toți banii ăștia, putem cumpăra 37.000 de metri cub de locuri puși. Punct. Cu care nu ieșim din ea. Pai de mine așa. Și atunci, noi am venit prețul după ce mari, să zicem, operatori, mari jucători din piață. O dublat prețul, efectiv. O dublat prețul. Pentru că avem o procedură. Contractele s-au făcut anual. Deci din martie în martie. Așa se face un contract, pe un an de zile. Iar noi am făcut un contract la începutul aprilie, sfârșitul martie, care dura până în aprilie anul următor. Am fost obligați să-l întrerupem și să facem altă procedură, pentru că cei care aveau contract cu noi, începând cu Romanelu, dădea preț dublu față de noi. Și nici nu ne-au mai adus marfă și au început ei achiziția. Ultima intervenție am făcut cu scurte. Discuțiile care se poate continuare probabil că vor fi marca identificare pentru încălzire și nu funcție. Însă se va pune
se va pune accent pe acest grad din casare. Haideți să stopăm acoperările din debitii care sunt aiurea, este asta, e una din propuneri. Doi, să dați în tehnica cu reducerea de tehnologice, cum a spus Părinte, și spus al doilea, să, dacă o să acumulăm timp din mai și o să scădem la un, o să dea la cei care au grad din casare de 90-95% bani, în locul nostru ideal, pentru că nu suntem eficienți, că aruncă banii ca într-o, ca într-o fântână care nu se vede, nu face nimic. Haideți să analizăm de asta tot și o punem la vot. Da. Dar cu un amendament să facem analiză la fiecare stație, cu oamenii care sunt în dificultăți și să revenim în ședința următoare cu, să spunem, la oamenii aia dăm o subvenție, dar poate că sunt 100 sau sunt 50. De acord, categorie nu putem avea la prima dată cu Hai să promovăm altă hotărâri documentată. Da, pentru treaba asta. Da, un alt proiect. Da. Da, prețul agic. Da, pe ăsta, exact. Da. Da. Și tu, dacă faci un randament și acasă, o produci tot peste 330, 340, 350 de lei cu mine. Și vine și vezi central aici. Și asta e prețul real. Da. Da, corect. Deci, punem, să punem la vot avizul pe comisie. Pentru proiectul numărul 8. Economicul favorabil. Economicul. Comisia juridică, aviz favorabil. Supunem la vot în plen hotărârea care stipulează că prețul local al energiei termice facturate populației, indiferent de venitul realizat, va fi începând cu 1.10.2017, 270 de lei pe gigacalorie, inclusiv TVA. Și se aprobă începând cu 1.10 prețul local de producere, transport și distribuție a energiei termice livrate pe bază de rumeguș de către Primăria Municipiului Vatra Dornei pentru agenții economici de 312 lei gigacalorie, inclusiv TVA. Deci astea sunt prețurile propuse, documentate. Amendamentul. Da. Amendamentul, eu zic, hai să facem o hotărâre separat pentru proiect, asta. Da. Da, un proiect de hotărâre, pentru că să identificăm mai întâi la cine se adresează. Da. 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 Cui, subvenția cui, da, o acordăm. Păi exact, da. Da. Exact. Să identificăm la ce venit acordăm. Exact. Dar asta e funcție de cât sunt. Da. Supunem la vot în plen. Mișu, supunem la vot în plen. Cine este pentru proiectul meu? Împotrivă? Abțineri? Trei abțineri.